A plouat destul de mult și bine în zona comunei Vasului Nevișoara. Prin urmare, locuitorii din satele Unității Administrativ-Teritoriale au de ce să fie încrezători într-un viitor mai bun, fie el și unul care vizează în exclusivitate domeniul agrar. O confirmă și primarul acestei comune, Liviu Pârciu. Cu toate că, dacă se gândește la obiectivele investiționale, nu are de ce să fie prea optimist. Încă se mai lucrează la câteva investiții, problema fiind aceea că, pe lângă problemele apărute la executarea acestora, probleme generate de firmele constructoare, ele provin de pe timpul guvernării PSD-iste. Până în acest moment, guvernele care s-au perindat la conducerea țării nu au venit cu niciun program destinat schimbării la față a satului românesc. Dar să lăsăm pe edilul numărul 1 al Viișoarei să ne spună care sunt necazurile, dar și bucuriile locuitorilor din această zonă a județului Vaslui. Suntem foarte bucuroși pentru că în sfârșit, culturile merg foarte bine. Ne-a plouat vreo 2-3 zile în continuu și ne-a plouat foarte bine, în sensul că nu am avut ploi torențiale decât în anumite sate ale comunei, dar știți că orice ploaie aduce și necazul, în sensul că o să fim obligați să mai facem niște lucrări edilitare gospodărești. Mă refer aici la curățări de șanțuri, deci apoi ne năpădesc buruienele, știți cum e, după o ploaie de asta vin și buruienele. Dar ne bucurăm că s-a creat și un microclimat corespunzător, în sensul că temperaturile n-au crescut imediat după ploaie, să menține recoare și majoritatea culturilor nu suferă după această ploaie. Deci cea mai mare societate pe raza comunei este Planta Agro, societatea Planta Agro, deci cu ferma Agrotica Viișoara, unde avem 700 de capete de bovine. Noi suntem o comună preponderentă agrară, deci principala activitatea locuitorilor este activitatea în agricultură. Continuăm cu investițiile pe PNDL 2, în sensul că lucrăm în continuare la o grădiniță, la un dispensar în comuna Viișoara și mai nou acum lucrăm pe strada principală, în sensul că după ce s-au terminat lucrările de asfaltare pe drumul județean 244H, ne-a rămas nouă să facem podețele. Avem aproape 60 de podețe la intrările principale la cetățenii care sunt pe drumul principal. Știți, și pandemia și mai ales fermile astea care pe construcții civile se mișcă foarte greu în perioada asta, au fost probleme. S-au mai îmbolnăvit din lucrători, dar sperăm că odată cu terminarea, deci cu ridicarea restricțiilor și cu terminarea asta a pandemiei, că știu că pe asta ne bântuie pe toți și parcă nu avem curaj așa de muncă, eu nu trăiesc convingerea că lucrurile vor reveni la normal și vom avea rezultate mai bune. Tocmai săptămâna trecută am fost la o adunare generală a Asociației Comunilor din România pe regiunea Nord-Est și majoritatea primarilor sunt nemulțumiți, în sensul că mulți dintre noi avem lucrări aprobate pe PNDL, pe Compania Națională de Investiții, dar vedeți dumneavoastră, dânșii sunt cei care organizează atribuirea lucrărilor, deci licitația publică, și astfel ne îngreuiază nouă munca. Deci avem lucrări, proiecte aprobate de 2 ani de zile și procedurile de achiziție se desfășoară foarte greu pe companie. De asta am cerut guvernanților să ne atribui nouă aceste lucrări de organizare a licitației, astfel încât să putem demara mai repede aceste lucrări. Avem multe străzi prinse într-un proiect de primă urgență, mă refer aici la drumurile care au fost afectate de inundațiile din anul trecut, dar avem și un proiect pe fondul de dezvoltare și investiții care stagnează de 2 ani de zile, în sensul că guvernul actual a oprit acest proiect pe fondul de investiții și nici noi la ora actuală nu știm unde să mergem. L-am defus pe Compania Națională de Investiții, dar nimeni nu ne dă niciun răspuns în acest sens. Noi suntem încrezători, mai ales aleșii locali aici, pentru asta am fost puși, să ne ocupăm de lucrările edilitale gospodărești și să asigurăm locuitorii comunei Viișoara că tot ceea ce depinde de noi vom face în măsura în care suntem și ajutați, că suntem
o comună care nu putem să ne dezvoltăm din ce încasăm. Pesimismul celui care a primit girul locuitorilor de a administra comuna Viișoara mai este alimentat și de imposibilitatea de a pune în practică un proiect pe care toți locuitorii și-l doresc cu ardoare, și anume realizarea aducțiunii de gaze naturale în toate satele unității administrativ-teritoriale. Dar Liviu Pârciu nu disperă și trage speranța ca odată și odată dorința concetățenilor lui va fi împlinită. Vorba aceea, speranța moare ultima.